Economia trebuie să repornească. Îndemnul vine de la Cătălin Ivan, coordonator politic al Alternativei pentru Demnitate Națională, chiar de Ziua Muncii. Înainte de a fi dat foc la casă și de a ne fi lăsat pe toți pe drumuri, poate era mai bine să vă fi gândit că alții au făcut focul afară și acum le este mult mai bine, le-a transmis acest autorităților. Trebuie spus foarte clar că în acest moment, dacă despre Suedia se vorbește ca fiind un posibil model de succes în gestionarea acestei pandemii, România este văzută cu îngrijorare și ca un posibil exemplu negativ. Au apărut deja articole în presa franceză și în mai multe state din Uniunea Europeană care vorbesc despre reacția exagerată a autorităților românești, despre practic ceea ce am intuit și noi, că s-a aruncat toată casa în aer, s-a scos armata pe stradă, s-au închis economia, au fost închiși oamenii în casă, s-au dat amenzi colosale pe care foarte puțini români vor putea să le plătească vreodată, în condițiile în care situația reală nu cerea acest lucru. Cătălin Ivan îi cere lui Klaus Iohannis să le dea viețile și libertățile înapoi românilor. Avem oameni care stau în casă de o lună și jumătate, avem economia pe butuci. De bun simț este ca președintele României să înceteze să mai inducă spaimă și frică în rândul populației, să alimenteze această isterie artificială fără sens și să dea drumul la economie, să lase românii să muncească, să lase copiii să meargă la școală, să ne lase să ne recuperăm viața normală, cea de zi cu zi, sigur să ne luăm măsurile de siguranță, pentru că până la urmă este o pandemie și trebuie să ne punem viața și sănătatea la adăpost, dar economia trebuie să meargă înainte. Este vital pentru România ca economia să își pornească motoarele și ca fiecare dintre noi să-și reia viața normală de dinainte de această pandemie. Coordonatorul politic al ADN avertizează că în lipsa unei viziuni a liderilor politici în această perioadă, costurile vor fi enorme pentru societatea românească.